Then, adopt as your own the statement David Biscott called. Am revenit. Și eu, cum v-am promis, surpriză, așa frumos, astăzi îl avem aici, pe Oleg Brega, un vechi prieten, de la Chișinău chiar, și cine, eu cred că lumea a auzit despre Curaj TV. Auzi în casca? Da. Stăpânul Moldovei, avea tatăl meu un prieten în Chișinău care era stăpânul Moldovei, un om neînfricat așa, care rezolva probleme, venea tot timpul să rea în ajutor. Salut, Oleg, bine ai venit la noi! Salut, bine v-am găsit! Noi nu ne cunoșteam de la Chișinău, eu difuzam la radio piesa ta Mai toarnă nănășele, dar ne-am întâlnit prima dată aici în București. Noi ne-am întâlnit prima dată, cred că noi și la Chișinău ne-am întâlnit. Ții minte, a fost acolo un moment dat în stradă, când era prin centru, au fost niște discuții cu jurnalul încă atunci, niște chestii, niște dezbateri și am povestit noi. Da, la poșta centrală. Așa, ce faci? Tu ai venit, tu de cât timp ești în București? De 3 ani jumate. Așa, păi... Revenit, că am făcut și facultate aici. Și practic tu acum lupți pe două fronturi. Acolo erai pe un front... Da, aud deseori acuzația, Brega a fugit, ceva de felul ăsta. Băi, n-am fugit, am mers încetişor până la autobuz sau până la tren și după aia la București pedalez sau am venit tot cu bicicletă ultima oară. Când aveți alegeri, mă întorc. Sau când, dacă anunțați vreo revoluție, ceva, anunțați-mă și pe mine că vin. Dar altfel, ce să fac, că e laștină, e oboseală acolo. Nu mă strigați, săriți și venim. Sau strigați poliția și aude și Brega, că sunt celebru cu strigarea asta. Păi da, pentru că tu ai pornit, e platforma Curaj TV. Acum e aceeași platformă sau tu ai ramificat-o? Cum ești acum? Inițial eram cu o emisiune la radio, făcută la miezul nopții, nu știa nici administrația postului. Trebuia să dau muzică, dar eu vorbeam cu oamenii toată noaptea și s-a apărut proiectul Hyde Park. După care mi-au închis emisiunea, că erau la guvernare comuniști și evident eram împotriva lor. Am ieșit în stradă și se numea Asociația Hyde Park și atunci, pentru că nu aveam acces la tribune, am inițiat proiectul online curaj.net. Era un blog cu texte. Când prin 2010 am obținut niște bani și am putut să ne cumpărăm camere, am făcut alt blog, curaj.tv, unde băgăm și video. Când am văzut că la texte lumea nu prea trage, am desființat și am făcut un singur proiect comun și cu texte și fotografii și cu video, Curaj. Curaj TV pe Facebook, pe YouTube, pe unde vrei îl găsești Curaj TV. E o mișcare, ca să E platforma așa. Asta acum, practic, în funcție, deja tradiție, cumva. Da, anul ăsta putem zice că am împlinit 10 ani. Dacă o luăm și din 2004, când era curaj.net, are 16 ani. Deci poate la fel de veche ca gherila. Iată. Fantastic. Și cum e pe două planuri? Cum te simți? Pentru că, practic, asta sunt câteva dimensiuni aici. Sunt oameni prinși într-un spațiu și atunci sunt acolo. Tu ai stat în mult timp acolo, acolo te-ai copt, acolo ai lucrat, acolo te-ai revoltat, acolo te-ai bătut cu corupția și cu... I-a intrat direct în cuiburile lor, practic, te-ai dus, cine n-a văzut, dar în principiu lumea știe. Și dacă nu intrați pe Curaj... TV pe... sau net sau MD... sau pe Facebook sau pe YouTube, tot Curaj căutați. Eu cam acasă mă simt aici și tot timpul m-am simțit, toată viața m-am simțit pe două părți ale baricadei. Când eram acasă, când eram la școală, când eram în sat, când eram în capitală, acea capitală. Când eram în capitala aceea și în capitala astălaltă, după aia am făcut un masterat la Iași, eram în a treia capitală, că și aia a fost capitala Moldovei. Cam tot timpul mă aflam așa, când pe partea asta, când pe partea aia. Mă simt ca peștele în apă, mă simt util, prezent, interesant, nu mă plictisesc. De altfel de... avem în comun, frățioare. De altfel de plictis mă tem cel mai tare. Da. Păi cred că nu mai ai, cum se mai spune asta. Nu cred mai este riscul ăsta de plictis, pentru că cumva modul ăsta în care tu ai lucrat și ai luptat așa de-a lungul timpului și ai fost permanent prezent și te-ai băgat acolo unde, na, în general oamenii fie evită, fie le e frică, fie... Tu ai căpătat experiență în zona asta și la un moment dat cred că ai devenit și prieten cu adrenalina, adică să înțeleg că... Și aici apare și curiozitatea mea, cum ai început? Adică care au fost momentele care pe tine te-au provocat sau ți-au dat, știi, combustibil, să zic așa?
tot timpul, din adolescență, din copilărie, simțeam că adrenalina mă neacă, mă nedușă. Dar aveam limbrici și scriam scrisori. De la limbrici a început. Dar mi-amintesc cât de ce voce gâtuită aveam la primul interviu pentru emisiunea Baștina la Televiziunea Națională în satul Inești. Despre oamenii și privatizarea în anul 92 sau 93 îmi tremura și mâna și vocea și aveam înregistrarea aia unde era peliculă de 16 mm reversibilă, dar am rătăcit-o, am pierdut-o când eram student. Ah, aia e prima. Și am învins-o. Sau cât de emoționat eram în microbuzele din Chișinău când scoteam camera și îi spuneam: domn șofer, vă rog aruncați țigara, vă rog nu vorbiți la telefon, vă rog dați muzica mai încet. Rupea pieptul, inima. Și în felul ăsta m-am liniștit și după aia puteam să vorbesc cu oricine, puteam să-i zic oricărui polițai, oricărui ministru, oricărui prim-ministru, puteam să-i zic chestia asta și să filmez, să nu se simtă nici tremur în voce, nici tremur în mâini. Pentru că am exersat, am exercițiu. Asta e foarte, foarte curios, știi? Pentru că practic e ca o chestie contrafobică. Adică tu ai pornit cu marea majoritate. Oamenii au trac, dacă nu au experiență în comunicarea cu oamenii, dacă nu au experiență cu bătăi de stradă. Și desigur, asta e, toți au frica asta. Dar până la urmă, exersând sau intrând în domeniul ăla de care cumva, într-un fel, ți-e frică poate la început, zici că poate nu ești din domeniul ăla, descoperi, cum spui tu, și ajungi probabil cum ai ajuns tu în situația asta, chiar de a gestiona anumite situații, chiar de a, hai să zicem, aici ajungem pe terenul celor care pot deturna în modul în care ar vrea ei și obțin, de exemplu, anumite, știi cum sunt aia care îi scot din țâțâni, un război psihologic. Păi da? Chiar mă acuză că aș fi provocator și da, admit, eu provoc polițistul, pun într-o situație în care el își arată adevărata față sau primarul sau angajatul la primărie. Da, provoc situația aia, că dacă nu intra unul ca mine acolo, omul avea să zacă liniștit în intersecție sau în primărie sau într-o altă instituție publică și nimeni n-avea să-l deranjeze în următorii 20 de ani. Dar am intrat eu și am cerut să afișeze salariul sau i-am cerut să-și pună căciulă, să-și pună mască pentru că așa prevede legea. Și el a reacționat într-un mod inadecvat și a arătat fața adevărată. Deci developator de caractere. Așa, pe de-o parte, asta e curios. Și bun, în experiența ta, în demersul tău, așa, de acolo, pornind de la Chișinău, care sunt materialele sau filmările, de exemplu, dacă cineva vrea să se uite la o chestie de care tu cumva ai acea bucurie sau satisfacție, domnule, că uite, asta a fost o chestie bună în toate sensurile, știi? Adică că până la urmă, na, misiunea e de înțeles, da? Pentru schimbare, pentru deschidere, pentru jos corupția, toată treaba asta cumva. Sunt foarte populare videourile mele cu poliție și cu bătăi. Sunt cele mai populare și mi-aduc bani de pe YouTube. Dar nu mă mândresc cu astea. Așa. Mai degrabă și foarte popular a fost un video de acum vreo 3 ani de Bobotează la Chișinău, când îngheța pietrele și oamenii stăteau în rând kilometric la butoiul cu apă sfințită, spre care butoi mergeau în furtun de la robinet. Și eu m-am dus și am filmat totul într-un singur cadru, 40 sau 50 de secunde, și zic: ia uitați-vă, oameni buni, la farmacie nu stă nimeni la coadă, stă aici la apă sfințită, care apă sfințită vine din Sfântul Robinet. Și am ridicat cârpa de pe robinetul acela, l-am publicat pe YouTube, a fost copiat clipul acela pe o grămadă de pagini de Facebook, a făcut câteva milioane de vizionări, inclusiv în spațiul românesc sau rusesc. Rușii nu înțelegea ce spune acolo, dar își dădeau seama că e penibilă situația. Iar alături era Porsche, mașina popii. Corect. Mă, dar cum? Și nu te simți așa, nu te doare inima când dezvrăjești așa, dai cu vraja de perete, că până la urmă oamenii vor să creadă în gen și vine unul și le arată cât din robinet și pa, mă frate, deci nu mai ai niciun efect de placebo. Deci îl pui pe om în situația să se ducă în pas să caute apă sfințită autentică. Care în legătură cu religia, tocmai mă doare că nu se reacționează astfel de sensibil, așa de sensibil la alte videouri, tot din biserică, cu magazin la poartă sau tot cu mașină scumpă sau cu alte ilegalități care se comit în biserică, și oamenii nu prea văd, nu reacționează, din contra mă atacă unii: băi, afurisitule, antihristule, sau băi frate, dar tu nu vezi că e situația ridiculă, că voi arătați ca niște mioare duse la mult și la tuns, date la strungă. Păi se pare că oamenilor le place în principiu, adică nu că le place, le convine ca un soi de, cum să spun, oaia până la urmă câtă vreme are un gărduț, e un câine, și vine și lupă, dacă e un câine care așa și ăla o manipulează, o tunde,
o mulge și așa, ea ajunge cumva să zică, da, bun. Știi cum era povestea cu câinele cu care se întâlnește cu lupul în pădure și câinele și lupul slab, mă rog, costeliv, așa, dar câinele cu burta de sân și îl întreabă pe câine, cum, să ieși bine, văd că ieși să... Dar ce ai la gât? Ce e chestia la gât? Blana ți s-a dus de la gât, îl întreabă lupul pe câine și câinele zice, a, un fleac, un lanț, e o chestie. Ce, stai să ce lanț? A, lanțul care mă leagă acolo ca să... Păi, a, nu, mai bine fără ăla, dar cu stomacul mai gol, dar măcar liber. Ne, nu știu, nu e cu haz chestia asta. Mai cu haz e când se spune că mioarele toată viața se tem de lup, dar de fapt le mănâncă ciobanul cu câinele. Da, uite, și mai tare. Da, organizat. Și le mulge și le tunde și toate și plăcerile vieții. Și... Unde, pe ce filon ai intrat aici, în sensul ăsta, cum, ce ai descoperit aici și în ce mod ai, ce diferențe și ce chestii comune, ce ai descoperit? Ca bine, acum de comune e aproape absurd să vorbim, că sunt, aproape toate sunt cumva, dar totuși sunt nuanțe, despre asta am vrut să vorbesc. E ceva diferit din coace de prut, oamenii sunt, poate aici la București, nu știu, poate undeva în Ardeal ar fi altfel, dar n-am locuit acolo niciodată. Oamenii sunt cam umili, cam ascultători de orice spune domn primar, de orice spune domnul polițist. Și polițistul poate să spună o tâmpenie revoltătoare și omul nu se revoltă. Asta mi se pare... Pe lanțul ăsta de comandă până sus la președinte. Asta mi se pare înfiorător. Noi, dincolo de prut, totuși suntem mai rebeli, mai neascultători. Deci unii dintre... Da, mai haotici, normal, dar avem un spirit de insubordonare. Deci un tip de docilitate, așa, ai observat o chestie sau ce? Da. Și frică de a ieși, de a te împotrivi, de a zice nu. Mai degrabă zice da, chiar dacă te urăște și te înjură după aia. Sau uite cum înjură omul, dar a zis da, sigur că da și zâmbește. Da, asta în anumite... Când de fapt nu e de acord și trebuia să zică nu. Da, asta în anumite zone, pentru că totuși mișcări sunt o grămadă. Vezi, adică e o chestie paradoxală. Da, e ciudat. Probabil pentru că e mai multă lume aici. Matematică e mai multă lume și se găsesc și din cei care se împotrivesc. Se împotrivesc foarte curajos. Iată, Cristian Didier la protestele rezist. Ies cu jandarmii, se leagă cu cătușe. Acolo nu găsesc. Adică sunt, deja sunt și dincolo de prudin ăștia. Păi și Anatol Mătăsaru, exact, sau Maria Olari. Sau mai ceva, apropo, ce mai face Mătăsaru? Tu mai ții legătura, știi ceva? Am fost o vreme colegi în Asociația Hyde Park, dar când l-am văzut că am sexist și că am certat cu drepturile omului, el e un artist așa mai pe de-a dreptul și chiar dacă taie, doare, el continuă să fie consecvent și atunci eu rămân totuși și jurnalist și artist și... promotor al drepturilor omului și trebuie să fiu cumva politica de corect. N-am putut să fiu cu el într-o echipă, dar și el văd că s-a specializat acum pe investigații. Aha. Cu nevastă sa. Merge cu drona, filmează vila sau palatul metropolitului, cu noi patriarh n-avem dincolo. Sau a demnitarilor. Încă nu, dar s-ar putea. În schimb avem vreo 7 metropolii, toate sunt ortodoxe, pravoslavnice, ca să-ți dai seama. Una subordonată Chivă, una subordonată Bucureștilor, sau două subordonate Bucureștilor. Deci, ca să-ți dai seama ce diversitate. Aici avem de tot vreo 9 biserici, culte religioase înregistrate. Dincolo de Prut sunt vreo 49, cred că. Da, că l-am pomenit pe Mătăsaru pentru că el acolo, știi, cumva cum e la cum îl au chinezii pe Ai Weiwei sau cum îl chema, știi? Ai Weiwei cred că e mai cult. Mătăsaru e mai de la nisporeni, așa. E, da, eu înțeleg asta, dar asta e cumva și în raport cu tot, știi? De acord, da, raportat și la dimensiunea Moldovei cu China. După care ar trebui... La nisporeni. Nisporeni, după și eu tot, și părinții mei tot de la nisporeni. Ah, ok. Așa că sunt, știm. Eu de la Sângerei, de la Pepin, că tot nu-i mare da, în portă. Nu, e tot acolo. După aia ar fi foarte frumos și mi pare absolut normal să pomenesc pe Pavel Păduraru, care tot așa a avut niște investigații acolo într-o zonă, tot așa dubioasă, nu știu ce se mai întâmplă, știi ceva? Da, dar tocmai ieri am avut, cu el o polemică pe Facebook, era foarte deranjat de LGBT, el fiind foarte religios, aha, cred că e fiul de preot, și a zis că
trebuie să te declari LGBT ca să fii protejat, să aibă grijă statul de tine. Zic, da, da, nu-ți doresc să ajungi LGBT și să vezi cum sunt tratați persoanele cele. El, având și dizabilități fizice, se plânge că e dificil să intre într-o instituție, într-o structură de stat, pentru că nu sunt rampe, nu sunt lifturi și tot așa. Păi și care e problema lui cu LGBT-ul? E, uite, omul și-a găsit pe cineva mai slab, mai marginal decât el și hai să dea în cineva ca să, păi să pară el mai înalt. Probabil, na. Da, așa am văzut romi care nu vor să asocieze cu LGBT sau LGBT care nu vor să asocieze, de exemplu, cu transgenul sau care nu vor să asocieze cu refugiații, cu săracii, cu cerșătorii, cu romii și tot așa. Asta e foarte curios, știi, pentru că într-un fel anume de ajungi la concluzia asta mai bun mai mulți, crește puterea. Ce raport ai, stimată domn, cu feministele? Știi că eu am și eu. Noi am avut ieri o discuție din asta. Nu, dar mi se pare greșit să întreb feministe, pentru că eu sunt feminist. Deci feminist poate fi orice om rațional care pledează pentru egalitate de gen. De exemplu, să fie în politică oameni reprezentați egal sau cât de cât. Da, proporțional. Dar în cazul în care ești feminist, atunci ajungem la chestia aia, că oamenii sunt egali, doar că unii sunt mai egali ca alții. Că în mod normal îi spune că, băi, în mod normal trebuie să fii cumva și, adică în mod normal. De ce ai fi mai mult feminist decât masculinist, deși masculin? Vezi că nu există un termen paralel cu feminismul. Păi de asta e necesară mișcarea feministă, pentru că femeile sunt o categorie majoritară în toată lumea, dar discriminată, cum sunt moldovenii. Erau moldovenii în Moldova, erau majoritari aproape 80%, dar erau discriminați. Li se impunea să învețe limba rusă, limba unei minorități de 5%. Da. Așa acum, bărbații minoritari fiind, dar totuși sunt opresori, ei sunt cei mai bine plătiți, sunt cei mai bine poziționați în toate funcțiile publice și de conducere. Nu mai spun de violență domestică și câte alte abuzuri, sigur. Nu mai spun despre glume sexiste, de tot felul, hărțuire stradală. Da, asta e adevărat. Deci de asta e necesară mișcarea LGBT sau pentru drepturile femeii, pentru că femeile, persoanele LGBT, romii, migranții, săracii, sunt discriminați. Da, sigur, asta e de înțeles și, într-un fel, toate ramificațiile și modul în care, adică dinamica dintre ele, faptul că unele, cum ai spus, nu vor să se asocieze sau ceva, iarăși e stranie, știi? Pentru că asta mă duce cu gândul la o mișcare care pe de-o parte pornește clar, adică este explicabilă și e corect că există și e foarte bine că există, dar după aia totuși pretinde și ea la rândul ei un fel de exclusivism din ăsta bizar. Adică tot se... Sunt diverse forme de feminism. Sunt unele extremiste talibane, sunt unele raționale și integraționale. Deci sunt diverse curente. Ca și în ateism, sunt agnostici, sunt atei militanți, sunt atei ca în China și în Uniunea Sovietică, care au exterminat preoți și credincioși. Deci extreme. Sunt tot felul de extreme. Fundamentalisme. Și cum te-ai adaptat aici? Dacă a fost nevoie de vreo adaptare sau a fost... Tu ai spus că te simți foarte bine ca acasă. E și de înțeles într-un sens. Și când am venit în 95 la facultate, eram deja pregătit, citisem din Paul Goma, Basarabeanu, care cu 50 de ani înaintea mea venise în țară și s-a adaptase, copil fiind cu părinții lui, s-au refugiat în 44 și după aceea din România s-a refugiat în 77. Deci eram pregătit din lecturile de Goma și din Marin Preda și din ce mai citisem eu la facultate, pentru că în școală nu citisem nimic românește, eram născut în URSS și primii 18 ani am trăit acolo. Abia după aceea am descoperit că sunt român și că vorbesc românește. Și eram pregătit, deci am venit ca acasă, eram poate mai pregătit decât unii colegi de-ai mei de la facultate de film, unde am învățat. Unii erau în București născuți și nu cunoșteau Bucureștiul cum îl cunoșteam eu după prima lună, când l-am bătut pe jos și știam toate cartierele, toate străduțele și știam toate problemele culturii, să zic așa, politicii românești, pe când ei terminase liceul, erau crescuți într-o bulă și nu știau decât să facă mișto de oricine li se părea lor straniu. Și... Deci am fost pregătit și n-a fost nevoie să mă integrez. Da. Mi se pare. Da, asta e curios. Și apropo de politică, politicieni, cum îi vezi? Adică tu, urmărind, având și, să spunem așa... Apucături politice. O vreme am candidat independent pe acolo în Republica Moldova. Din coace m-am asociat cu
mișcare politică, mai progresistă așa. Mi se pare că e timpul, că m-am copt pentru politică. Uh-huh. Și mai ales că legile românești, ca și cele moldovenești, sunt discriminatorii pentru candidații independenți. Trebuie să strângi la fel de multe semnături ca să poți să te înregistrezi candidat, precum partidele, adică cum ei cu staff, cu poate unii cu bugete de la stat, primesc bani din bugetul public și tu singur, cu mâinile tale, trebuie să strângi același număr de semnături. Nu e discriminare. Și cu toate astea, uite cât pseudo-independenți ajung să candideze și chiar să obțină funcții, pentru că e făcut de mântuială legea, nu e făcută să clasa politică să fie reprezentativă pentru societate, ci să răzbată acolo cei șmecheri, cei care știu să trișeze sau cei care au pile acolo în organele electorale și nu-ți verifică listele cu semnături. Iar listele cu semnături au fost subte din deget cel mai des, nu-i vezi pe oameni în stradă să comunice cu alegătorii. Deci, cetățenii, dacă ar vrea să aibă o clasă politică și reprezentativă și eficientă, ar trebui să ceară legi electorale mai raționale, normale, să nu se ceară mii de semnături cu o grămadă de exigențe ca semnăturile să conțină date personale multe, sofisticate, că descurajează oamenii să participe. Dar deocamdată cetățeanului de rând nu prea-i pasă. Zice că toți sunt porci, că toți sunt la fel și că nu merg la vot și iată, ați văzut, ultima oară la alegerile locale au participat aici în București cât o treime din populație. Dintr-o treime de populație, fără turul 2, a ieșit cineva cu 30%. Deci cât de reprezentativă e actuala primară a Bucureștilor? Da, nu este. Și cum îți explici chestia asta, tendința asta sau mentalitatea, gândirea asta de tip, domnule, n-ai cu cine, cu mine am și râs pe tema asta de multe ori, dar e râsul plânsul, că nu e de râs. Că n-ai cu cine, că toți sunt la fel, că nu știu și, că încolo, încolo. Adică tu cum îți explici nihilismul ăsta? Că în fond e o formă de nihilism la social, știi? E frica de nou și de necunoscut. Și comoditatea de a nu face mare lucru pentru că te temi să greșești. Aha. Adică să nu greșești. Da, te gândești deci cumva că apare așa genul ăsta să nu mânjești eu mâinile. Sau... Da. Dacă am ieșit toți, da, când o să iasă vreodată toți, știi? Nu, trebuie să vă uniți toți. Și ce să facem? Să avem un candidat unic, cum era pe timpul unui singur partid și un singur candidat, că eu am fost la alegeri, nu țin minte, 91 sau 92, și era Mircea Ivanovici Snegurț. Prima dată am participat la alegeri. Era un singur candidat și... trebuia să-l votez sau să nu-l votez. Mai mult chiar am primit 3 buletine și pentru mama și pentru tata, că ei s-au lenivit să meargă. Și corect, ce să cauți la așa alegeri? Că astea nu sunt alegeri, e votare. Și eu un buletin din ala l-am păstrat ca amintire, ca să-ți dai seama ce fel de alegeri erau atunci, la începutul independenței Republicii Moldova. Da, da. Dar lucrurile se schimbă, poate fără efortul, fără contribuția oamenilor, pentru că se schimbă în lume tendința, e democratizare, e participare și pentru asta lupt. Ca să vină cât mai repede valul ăsta. Și mai ales susțin globalizarea. Chiar dacă unii fac ochi mari și zic, nu așa ceva, nu. Globalizarea, dar sper că nu cu un guvern centralizat și cu un singur rege. Păi nu, atomizarea factorilor decizionali și vezi că asta e tendința, suntem deja mai mult de 200 de state în lume, așa. Da? Chiar și aici, în Europa, a apărut mai ieri bucata aia de Iugoslavie, Kosovo are independență, aproape de toată lumea recunoscută. Uh-huh. Nu mai zic de Republica Moldova, ai auzit? Da. A fost ruptă de URSS și de Republica de România și are independență, băi, da. Și a recunoscut-o România, prima e recunoscută, într-un sfert de oră după proclamare. Super, dar ce să ne facem noi? Dar noi și nu le avem pe a noastră, încă ne mai întrebăm și vecinul ăsta, fratele meu care s-a dus pe alte drumuri. Dar apare o apărare, o combinație asta stranie de... Bine, nu mai vorbim mai degrabă. Cetățenii, un scurt moment. Da, revenim, rămâneți pe orbită. Pe FB și o să găsiți și discutam mai devreme puțin despre rezistența asta, adică oamenii aleg diverse drumuri, aleg diverse mișcări, ajung, se regăsesc acolo sau dincolo și continuă cumva, pentru că oricum e dificil, cum faci față tu, cum, când ai momentele tale de, mă rog, când ești descumpănit sau ai avut vreodată vreo chestie asta, să-ți schimbi zona sau ai așa, cum? Care e coloana, motorul tău fundamental?
Eu am tot timpul, tot timpul am îndoieli. Dar nu știu, nu m-am gândit foarte des și foarte serios să schimb, să renunț. Chiar dacă vă spuneam, am făcut facultate de film, de la bun început mi-am dat seama că nu o să am noroc. Tot speram să revin în televiziune. Chiar m-am dus la Chișinău pentru că se deschidea studioul televiziunii voastre vecine de aici, nu știu dacă am voie să-i zic numele, cât acum 10-11 ani. Și nu m-au luat, chiar dacă aveam CV de aici, de la Chișinău. Și n-am mai avut loc în televiziune, decât mult timp după aceea m-au chemat să fac, să prezint o emisiune. Dar așa, ca regizor, la regie unde eram, nu, n-am avut loc în televiziune. În cinematografie mi-am dat seama dintr-o dată că nu o să am loc, nu o să răzbat. Și dovadă faptul că nici dintre colegii mei, aproape nimeni n-a mai făcut cinematografie, nu știu în ce s-au oprit, fac publicitate sau pe unde sunt. Dar m-am... Poate pentru că nu ți-ai dorit cu prea tare asta, nu? Într-un fel, adică te-ai simțit... Nu, am constatat că arta cinematografică e prea scumpă și eu fiind un țăran și minimalist ca cheltuieli, mi se pare risipă de energie și de bani cinematografia și televiziunea. Și de aceea am rămas la internet, am rămas la... Așa, pe front direct. Radio, chiar radio mi se pare destul de econom, da? Aduci mesaj, transmiți direct. Idei și cu cheltuieli foarte mici. Dar internetul acum mi se pare o șansă imensă pentru mine și pentru alții ca mine. Deci iată, am rămas pe internet, fac chestii din astea bizare. Când mă întreba o colegă care acum lucrează la televiziunea publică, da, studioul din Iași, și mă întreba, băi, cum am făcut noi, am fost colegi de facultate la Chișinău, cum ai făcut tu cinematografie, ești regizor, iată, cu facultate în Chișinău și București și faci chestii din astea pe internet. Ei bine, vreau să spun că chestiile astea de pe internet s-ar putea să fie mai populare decât emisiunile tale de la televizor sau decât filmele colegilor noștri care le dau în festivaluri. Da. E un circuit destul de... Exact. Acum 2 ani am făcut un documentar cu frații mei despre un masacru de la mine, de la noi din sat. Și de la bun început ne-am propus să nu cerem buget pentru că, ca să fim independenți și să nu-l dăm în festivaluri, pentru că am văzut ce pățești cu filmele în festivaluri, le vede juriul, da? Și publicul pe care îl aduci tot tu în sală. L-am pus pe internet și pe YouTube numai are 13.000 de vizualizări până acum, masacrul de acasă, iar pe Facebook are încă câteva zeci de mii. Care alt film cu buget zero sau cu buget din ăsta cât îți permiți tu, are atâta public? Depinde cum se face reclama, depinde cine și cum. Păi și reclama tot cheltuieli și îți dai seama. Rotation-ul ăsta. Întorcându-ne la Chișinău, apropo de statalism și dracii de acolo de la noi, cum vezi tu toată treaba asta? Adică, pe de-o parte, tot așa, o politică izolaționistă, pe de-o parte, ce perspectivă vezi, cum arată, au degenerat chestiunea mai degrabă sau apare o șansă, apare ce? Cum vezi dinamica asta acolo? În politica moldovenească, la fel ca în ateism și în feminism, sunt curente de tot felul. Pe timpul comuniștilor, eu stăteam chiar după gratii la răcoare pentru idei unioniste. Acum sunt o duzină de partide unioniste dincolo de Prut. Deci, ca să nu crezi că numai statalistul de Dodon e în Republica Moldova, sunt 12 sau 13 partide declarat unioniste. Au făcut chiar o alianță unionistă acum ca să o susțină pe fostul primar al Chișinăului, Dorin Chertoacă, la funcție de președinte. Și mai e un candidat unionist, fostul ministru al tineretului și sportului, un doctor în istorie, Octavian Țicu, care e și maestru în sport și campion la box, ca să-ți dai seama ce combinație mortală, da? Doctor în istorie și campion la box. Minunat! Klitschko! Deci o să vină vremea când probabil politica moldovenească, ca și cea românească, o să se schimbe la față, o să plece generalii de miliție ca, cum îl cheamă, Vladimir Voronin, o să plece fostul caghebist Dmitri Diacov, a plecat deja caghebistul despre care ne-am dat seama abia acum, Iurie Roșca, da, care era în grațiile Bucureștilor și o grămadă de fonduri a luat din banii publici pentru Metropolia Basarabiei, pentru Ziarul Flux, pentru Temir și alte inițiative de ale lui acolo, Drumul Crucii și altceva, ca după aceea să ne dăm seama că el e un dughinist și acum lucrează la televiziunea lui Dodon și face emisiuni de propagandă pro-rusești. Vă dați seama ce piruiete politice. Da, asta e o chestie foarte curioasă, pentru că eu mă gândeam
în ce măsură mai are astăzi Rusia, mai suntem noi pe lista aia acolo și dacă nu cumva deja mișcarea asta de și izolare și așa a căpătat o autonomie acolo, adică nu mai e nevoie de propaganda antiromânească și nu mai e nevoie cum s-a lucrat multă vreme și a intrat cumva adânc în... E nevoie și se face la greu propaganda antiromânească prin mass media rusească, de care piața moldovenească încă e inundată. Deci Moldova e încă sub ocupație militară, economică și informatică rusească. 80% din mass media din Republica Moldova sunt canale rusești, inclusiv televiziunile astea americane, internaționale, nu cum e Discovery, Animal Planet, sunt dublate în limba rusă și jos subtitrate în română. Dar cum moldoveanul n-are exercițiu să citească subtitre, citește foarte greu cu litere, cu latiniță, cum zic moldovenii, ei ascultă rusește și continuă rusificarea chiar prin programe americane sau prin filme americane de la Hollywood, ca să vă dați seama cât de perfidă e treaba. Da, deci cumva proiectul ăsta nu a căzut, nu. Asta e foarte curios, știi? Mă gândeam că, într-un anumit sens... Și toate discuțiile alea, că stați, că Moldova, că limba moldovenească, limba moldovnească, de fapt, toată chestia asta, cât n-ar părea de paradoxal, comic și na, râsul plânsul, a reușit într-un anumit sens, pentru că s-a dezvoltat într-adevăr Pentru că oamenii, ca și aici ăștia care ies în stradă, anti-botnițe și tot felul de curente din astea, anti-5G, anti-globalizare și tot așa, oamenii sunt needucați sau prost educați sau semi-analfabeți și pot fi manipulați cu astfel de minciuni. Prinde, ei sunt dependenți de televizor, de tembelizor. Păi și ce, cei educați așa nu pot fi la fel de manipulați? De alții care știu puțin mai adânc? Aceia cel mai des o fac din motive perfide, din interes. Fie că-s preoți, fie că-s politicieni și o fac în interes mercantil, ca să mențină turma mare și corect votătoare. Da, dar chiar și intelectualii, adică și oamenii educați dezvoltă simpatii politice și apropo, tu cum privești chestiunea asta cu simpatiile politice și în faptul că, domnule, te asociezi cu mișcarea aia și așa, e de înțeles că trebuie să te asociezi la un moment dat să te hotărăști de ce parte te afli sau poți să o arzi, ca să mă exprim așa ca de gang, poți să o arzi un pic detașat și privind, având o viziune un pic mai largă asupra dinamicii politice dintr-un spațiu. Tu cum anume te situezi? Nu înțeleg și nu accept artiștii care se pretind detașați, boiemi, în turnul lor de fildeș. Când, de fapt, nu știu, vorba aceea, țara arde și trebuie să iei atitudine, ții cu pompierii sau ții cu cei care au dat foc, nu? Deci eu cred că trebuie să te implici, să fii pe baricadă, să fii om al cetății, chiar dacă ești artistul cel mai neînțeles, care șlefuiești sculpturile ca brâncuș sau faci muzică precum cine, dați-ne un exemplu mai modern decât Enescu. Da, păi în cazul ăsta mergem un pic mai în spate, ca să zic așa, și ajungem la chestia aia, sloganul ăla celebru comunist, cumva socialist, dar el de fapt nu e strict doar din zona aia, cu cine nu-i cu noi este împotriva noastră. Cum privești tu chestia asta? Nu, asta e altă extremă deja. Nu cred că trebuie polarizat în halul ăsta. Cred că ar trebui să învățăm să fim mai toleranți, empatici și îngăduitori cu diferența. Adică, da, tu ești pe cealaltă parte a baricadei, dar și tu ai dreptul la opinie și e foarte posibil că și eu și tu greșim și că adevărul e undeva între noi. Da, trebuie să învățăm chestia asta în orice chestiune, și în religie, și în politică, și în cultură. Poate chiar și în gramatică, da? Pentru că unii îmi reproșează. Ce vă scrii cu î din i? Pentru că așa mi se pare aberantă ideea aceea a Academiei Române de a face î din a din orice. După aceea nu zici căcat, cum ziceai odată, cu î din i, acum zici cu cacat. Adică mi se pare, nu știu, nu-mi place. Da, dar bun, până la urmă relevant este ce zici, nu cum anume ai structurat. Pentru că aici vei primi, desigur, observații sau unii vor fi atenți. Ideea e că câtă vreme mesajul tău are consistență și este
relevant într-o anumită situație sau în mai multe situații. Și oamenii se iau de forma mesajului, păi tău, nu de conținutul lui. Băi, că ai scris cu UDI, da, dar tu uite ce mesaj am transmis. Da, dar tocmai vezi faptul că cineva nu e de acord cu modul în care tu structurezi ceva, el automat nu mai e atent la mesajul ăla. Oricare este scopul tău până la urmă, să ajungă mesajul la mai mult sau la mai puțin? Scopul meu e să fiu consecvent și să apăr și ideea, pentru că eu scriu că din ei dintr-un motiv politic, ca să zic așa, principial, nu că e moft. E adevărat că eu mă ambiționam și atunci când s-a schimbat grafia în anii 90, mă ambiționam să fac Z rusesc și din cauza asta n-am intrat la facultate, la jurnalism. Dar, na, am plătit prețul ambiției mele, până la urmă am început să scriu Z românesc și asta e, am cedat. G, mi-am amintit de litera G aia cu căciuliță, J cu căciuliță, litera G. Nu, că eu de ce te-am întrebat? Pentru că vezi, asta într-adevăr e o chestie legată de împachetare și de modul în care, și de problema aia legată de publicul țintă. Că în mod normal, oricine, chiar și cei care sunt mai nișați sau cei care au pretenția asta, domnule, nu toată lumea poate să mă înțeleagă, ar fi absurd să spună, domnule, eu mă adresez unui auditoriu tot mai restrâns, din ce în ce mai restrâns, și scopul meu să ajung într-un final să mă asculte și să mă înțeleagă un om. Nu, 10, deci mișcarea asta e paradoxală. În momentul în care am o tendință principială, domnule, eu nu mă schimb aici, uite, eu asta e o chestie principială. Care e rostul unei chestiuni principiale câte vreme nu e vorba despre o trădare, știi? Dacă tu o privești ca fiind un fel de principiu de la care nu te ferești sub niciun mod, ne întrebăm în ce măsură asta îți obstrucționează atingerea publicului țintă, că până la urmă cine e publicul tău țintă, de fapt? Sunt aia care te înțeleg și te știu sau sunt aia care nu te înțeleg și nu te știu? Eu sunt dintre artiștii și activiștii care încearcă să formeze opinia și să educe, să cultive publicul, chiar dacă aud pe unii strâmbând de nas. Nu, artistul nu face asta, nu educă pe nimeni, artistul se exprimă pe sine. Ei bine, eu îmi exprim nemulțumirea că Academia Română complică limba când tendința în lume e să o simplifici. Mm-hmm. Nu e destul de complicată limba franceză, că se ambiționează Academia Franceză să păstreze 4 litere pentru un sunet, nu? Da. Limba română nu trebuie să fie simplificată, să o facem mai ușor și pentru noi nativii să vorbim și pentru străini să o învețe. Nu, ei o complică și bagă excepții. Din A la început, la mijlocul cuvântului, nu la început. Tot felul de complicații din astea. Cui trebuia să faci complicat când putea să fie mai simplu? Ca să justifice și salariile, că stau acolo și se uită în pod și ca să nu se vină cineva, ce ați mai făcut? Păi uite, am mai băgat aici o regulă și nu știu ce. Și cum e și cu paginile astea, n-ai văzut că din când în când schimbă interfața și îți spune că ai acces și la interfața veche, dar vezi că din octombrie, din noiembrie o să fie, nu o să mai ai. Apropo de Academie, chiar la sediul Academiei, în jurul clădirii Academiei de acolo, de lângă Palatul Parlamentului, e o junglă. Eu sunt adeptul verzăturii, da? Să înflorească, să înverzească, să respire, să aibă plămâni orice oraș, nu doar capitala. Dar în jungla aceea se întâmplau tot felul de chestii. Erau șobolani, erau câini, erau vagabonzi, era tot ce vrei. Acum ce crezi că au făcut? Au pus un gard pe care au pus 1000 de file de istorie, de nu știu ce, desenat frumos, cum era în sectorul 4, și în spatele gardului tot jungla aceea a rămas. Adică bravo, Academie, de milioanele pe care le ai, ai pus un gard, ai vopsit vitrina și înăuntru a rămas tot mizeria aceea de junglă. Fartat. Păi da, asta e iară un paradox, știi, că ajungem aici la noi, la Delta Văcărești. Locuiesc în apropiere, mie îmi place. La Academie sau în Delta? La Academie. Aș vrea în Delta, dar stau lângă Academie. Paragina. Asta pentru că toată ziua, bună ziua, sunt în biblioteca aici. Ok. Nu, glumește. Nu-ți uita ideea. Un moment de echilibru comercial. Am revenit împreună cu Oleg Brega. Curaj TV, căutați. Ce, da. Acum. Am revenit împreună cu Oleg Brega. Curaj TV, căutați, intrați și să vedeți. Lumea știe și dacă nu știți, pur și simplu ați uitat că știți. Știi că până la urmă lumea e mică. Am ajuns la momentul ăsta, am vrut să te întreb ce faci acum, ce perspective, unde încotro te uiți, care sunt orizonturile, cum vezi. De când m-am mutat la București, m-am făcut și vegan, ca cei doi frați ai mei
și militez pentru mediul sănătos, împotriva încălzirii globale sau cumva ca să ne adaptăm să oprim consecințele încălzirii globale. Mă implic în mișcări eco, nu doar feministe și pentru drepturile omului. Deci acțiune, acțiune. De mediu. Da, acțiune cât se poate. Văd că acum pe timp de pandemie s-au suspendat, abia alaltă ieri s-au dat voie la meeting-uri. Iată, pentru mâine am anunțat un meeting la Ministerul Justiției în apărarea unui deținut de la Giurgiu care a fost bătut, maltratat și maică s-a dus la șeful penitenciarului și a zis: uitați-vă, copilul meu i-a dus de colegi de celulă, distrus. Și i-a zis: nu, că ți-a părut, că ești de aici. Directorul penitenciarului. Și mâine vreau să ieșim la Ministerul Justiției, poate data viitoare o să mergem la Avocatul Poporului. Se pare că se întâmplă lucruri foarte grave în România și mass media vorbește despre cu totul altceva, ONG-urile sunt preocupate de altceva. Da, pentru că sunt multe planuri și planul, desigur, cel mai îngrijorător care ține de pandemie și modul și dinamicile astea și statisticile, desigur, lumea consumă mult. Asta devine, știi, e un supra-rotation din asta, știi, care automat și amplifică. Nu știu, la televizor cel puțin văd aceleași mutre vorbând pe aceleași teme ca niște plăci stricate. Nu poți să zici de prea multe teme, de prea multe subiecte. Din contra, e simplificat totul, e primitivizat totul, suntem manipulați cu nerușinare, cel puțin la televizor. De radio n-am timp să ascult ca să-mi dau seama dacă răzbate pe undeva câte o temă din asta, mai importantă, mai din viață, mai aproape de realitate. Toată lumea iubește omul așa în generalitatea lui. Da. Omul vitruvian, ăla de stă în cercul Da Vinci, al de Michelangelo, deci nu subiectul în carne și oasă, scuză-mă. Da, că e un caz singular, că și-a meritat-o, că e narcoman sau nu știu ce. Păi cum și-a meritat-o? Nimeni nu merită să fie bătut de gardieni sau de colegi de celulă cât să ajungă la moarte. Și-au murit. Săptămâna trecută au murit doi la Giurgiu. Vreo lună în urmă a relatat despre altul mort la Giurgiu. Și e închisoare nouă, recent dată în exploatare, de tip european. Tă încolo de tip european, încă n-a zburat din funcție directorul penitenciarul dacă au murit atâția oameni în custodia statului, în custodia lui. Da, tu te implici într-adevăr în planurile astea și este excelentă foarte observație din audiență. ONG-urile se ocupă de ele însele. Și de granturile lor ca să le poată înnoi. Da. Da, eu fac voluntariat fără să aștept neapărat remunerare sau mulțumesc. Cel mai des oamenii pe care i-am ajutat uită imediat după asta și nu mai zic nimic, nici cum a evoluat cazul, nici că mulțumesc că m-ai ajutat. Dar când aflu întâmplător după aceea că le-a rezolvat problema, am și eu satisfacție că a meritat efortul. Zile, nopți petrecute alături de ei, la proteste, la filmare, în deplasare, mă duc pe banii mei până la localitatea lor. Bine, acum e mai ușor, oricine are un telefon și poate filma. Și când mă cheamă, hai vină la noi la primărie sau vină la noi la fermă, zic: ia scoateți voi telefonul sau împrumutați de la un vecin și dacă nu puteți filma, măcar intrați pe Skype, pe Viber, pe Facebook în direct și eu înregistrez de acasă, de la computer. Și chiar așa facem, interviuri, reportaje, facem prin metodele astea noi. Deci ne adaptăm, cum ziceai tu ora trecută, că ne adaptăm la situații. Da, da, lucrăm cu ce avem, asta e important și într-adevăr, prea multe analize. Clar că domnule, ești câine de pază, de adevărat, la serios. O javră tărcată. Da. Ai canin. Da, asta e foarte important. Asta e foarte important din toate punctele de vedere. Odată pentru cei care, să zicem, au îndoielile lor. Sper că te pui în slujba cauzelor bune. Da, dar asta e și riscant, pentru că în momentul în care alergi pe teren deschis cu baioneta, desigur, e foarte important cum gestionezi încotro, îndrepti baioneta și cum te ferești și cum te ferești tu să înfici baioneta și știi că asta era o demență totală, cum ajungeau oamenii să se măcelărească între ei și să întrebau: mai noi cum am ajuns aici să omor oameni pe care nu știu, nu știu ce se întâmplă. Și de multe ori, astea sunt riscurile meseriei, pe de parte, dar totuși erau poveștile alea, domnule, oameni care s-au întors de pe front spunând: mă, eu am inima împăcată, eu uite, niciodată n-am omorât, m-am ferit, am luat-o pe aia, unii au fugit de pe front, alții, din păcate, n-au
n-au avut un control și au fost prinși. Dar acum e un război, să-i spunem așa, aici, pe insule, în insule. Latent. Știi? Da, e, și nu numai latent, el e pe multe fronturi și nu te bulversează dinamicile astea? Cum faci... Mă sperie când văd pe Facebook, pe alte rețele sociale, când văd valuri de prostie sau de minciună crasă, cum vă spuneam, legat de ura etnică, de ura homofobă sau tâmpenile astea cu 5G, cu jos botnița și tot așa. Mă sperie cât impact are, cât rezonanță găsesc în societatea noastră, despre care credem că e cultivată, că e școlită, că au cei mai mulți facultate sau liceu măcar terminat și cât de ușor reacționează la niște diversiuni penibile. Da, da, da. Și asta mă derutează. Dar după ce îmi dau seama că cineva pompează în chestia asta, mulți bani, mult efort, sigur, și mă motivează și mai mult să mă împotrivesc cu cât pot eu sau să mă alătur unor oameni care se împotrivesc fake news-urilor și propagandelor ăstora pe internet. Da, cu nu, argumente. Asta e simplu, adică de la experiența ta nu e așa greu să detectezi repede că sunt... fluxuri de idei pompate sau fake sau cum zici tu, nu, nenorocirea este când ăia de partea ta baricadei ocupă inutil spațiu public și vorbesc șarlatanii din gașca ta, ăștia sunt marea problemă. Da, dar el nu are o gașcă, da. Aia e toată chestia. Nu, mental măcar are niște aliați, da, care... ăia pe care îi consideră el a fi ca mine, da, de partea binelui, da? Da, da, da. Și acolo locul e plin de știi bine. Da, e adevărat. Acum am intrat în politică și am găsit oameni care, na, într-un partid politic, că vă ziceam politică, făceam și când candidam independent. Și mă miram că oamenii mă votează știind cât de controversat sunt și cât de franc, tranșant formulez problemele și le formulez într-un fel nepopular. Totuși eram popular cu teme din astea. Poate pentru că oamenii nu știau amploarea, să zic așa, viziunilor mele. Și mă credeau doar luptător cu poliția. Dar aici în politică, când am venit și am aderat la un partid progresist, tot mă așteptam că au să găsesc oameni ca mine. E, da, de unde? Am găsit din aia care e doar cu vorba și care așteaptă, eu știu, o sinecură sau ceva. Și am intrat în tribul aroganților? Nu știu ce fel de trib e, dar foarte dezamăgit de calitatea, de consecvență. Mai, da, aveai așteptări mari. Da, da, dar credeam că am ales partidul cel mai progresist, cel mai potrivit cu mine. Da, 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 dar oamenii nu, sigur, sunt în înălțimea, nu, doctrinei, e, ca să zic așa. E absolut de înțeles. Nici nu știi cum e. Când intri undeva te aștepți direct, pentru că oricum știi când spui controversă sau de ce te aleg oamenii. Aleg în primul rând experiența cuiva, mai degrabă, nu vorbele. Aia care înțeleg că până la urmă vorba, doar vorba nu înseamnă nimic și mai degrabă cineva care chiar vine dintr-un spațiu concret de pe un teren în care a făcut ceva concret și atunci oamenii se regăsesc acolo. Dar controversa nu e nimic respingător în controversă, pentru că e, politica e controversă, da? Socialul e controversă, tot e marcat și amprentat de controversă și viața și tot. Da, mi s-a întâmplat acum cât 17 ani, tot aveam emisiunea aceea radio și m-au trădat. Deci emisiunea aceea n-a fost închisă de autorități, ci autoritățile au făcut din deget administrației. Administrația postului, corectă fiind, pentru că era cel mai progresist post de radio, a convocat adunarea generală a angajaților și angajații cu mâna lor, colegii mei, prietenii mei m-au exmatriculat și m-au închis emisiunea. Asta mi s-a părut. Asta e progresism. Da. Chiar unul dintre cei care prin organizațiile lui de mediu... Ăsta-i tribul tău al aroganței. Unul dintre cei care din ONG-urile de media m-au premiat cu o jumătate de an mai devreme ca fiind cel mai bun jurnalist de radio. Peste jumătate de an m-au dat afară că n-aș fi bun jurnalist. Păi când ai avut dreptate? Când eram bun sau când n-am mai fost bun? Aici trebuie să punem punct. Dacă nu dau asta acum... Da, păi... Ați matriculat, cum mai poți dori? Sigur, mulțumim din... Nu, încă o dată, când e demonstrația pentru crima din penitenciar? Asta e să... Luni, ora 4 la Ministerul Justiției, dar nu vreau să vină multă lume, pentru că am anunțat poliția și primărie că vom fi 3-5 oameni. Eu sunt cu protestul solitar sau cu 3-5 oameni. Oh, deci dacă veniți mai mult, să stați într-o parte doar și să filmați și să transmiteți. Trebuie să-i spunem omului, ești omului. O, Doamne, mame, deci v-ați adunat toți nebunii. Ne-am adunat toți nebunii, nu v-ați adunat.
Mulțumesc, coleg Brega. Mulțumesc. Mulțumesc, Mitoș. Ne revedem, că oricum o să ne mai revedem, povestim, adică tot așa în contextul ăsta. Dar poate facem un flash mob dezgoliți la Casa Poporului, cum ai mai făcut. Da, facem niște performance-uri de acum încolo spre bătrâneți, mai pa. Multe. Pa, pup, aveți grijă. Noroc. Trecut ora ca... Băi, dar nu știam că stați până la 12. Eu credeam că până la 11, un sfert, 10 minute, un sfert de oră stăm. Ați fost generos.